Sfântul Teodosie, care a trăit în secolul XVII în Moldova, respectiv cea mai mare parte a vieții sale a trăit-o în Vrancea. Îi spunem de la Mănăstirea Braz pentru că el s-a născut în preajma mănăstirii, a crescut la umbra mănăstirii și în cele din urmă se retrage după ce renunță la scaunul Moldovei, la Mănăstirea Braz, unde își află sfârșitul mucenicesc. Acest amănunt că s-a născut în preajma mănăstirii și a trăit la umbra mănăstirii este vrednic de luat în seamă pentru că este o șansă foarte mare pentru cei care trăiesc în biserică, în preajma bisericii și mai mult decât atât dacă trăiesc în preajma unei mănăstiri sau a părinților cuvioși. Pentru că această șansă rămâne întipărită în viața celui care a cunoscut viața monahală pe îndelet. Ceea ce l-a și determinat pe Sfântul Teodosie să aleagă viața monahală la vârsta de 18 ani. Însă râvna lui a fost mult mai mare. Citind Sfintele Scripturi și scrierile Sfinților Părinți, a devenit cunoscut în rândul cuvioșilor, astfel încât a fost hirotonit foarte devreme episcop al rădăuților. Imediat după aceea a fost transferat la Roma și nu foarte târziu ajunge pe scaunul Moldovei, pentru că mitropolitul Dosoftei, celebru Dosoftei al Moldovei, era refugiat în Polonia, datorită faptului că domnitorul Moldovei de atunci, un catacuzin, îi asupra foarte mult pe moldoveni, îngăduindu-le turcilor și tătarilor să prade, mai ales mănăstiri, care se știau că au odoare sfinte și prețioase. Ceea ce face să intre în conflict Sfântul Teodosie cu domnitorul de atunci, care îl scoate din scaun, bineînțeles, și îl trimite la mănăstirea Sfântul Sava din Iași, în arest la domiciliu. Acolo va sta vreme îndelungată, păzit, până se va reîntoarce mitropolitul Dosoftei din Polonia în scaunul Moldovei și va fi eliberat. Și atunci el se întoarce la mănăstirea Braz, unde construiește o biserică în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, însă el construiește mai multe mănăstiri și este foarte atent cu viața monahală, dar aici, cu precădere, la această mănăstire, care iată că este legată de numele lui, el a întemeiat o obște aleasă și a încercat, pe cât i-a stat în putere, să învețe ceea ce spuneam, că a învățat el scrierile Sfinților Părinți și Sfânta Scriptură. Însă a fost urmărit și aici de tătari și în cele din urmă, aceștia au venit să prădeze mănăstirea, l-au aflat pe Sfântul Teodosie și l-au schingiuit și în cele din urmă i-au tăiat capul. A fost înmormântat pe furiș în mănăstirea lui și apoi, rând pe rând, a fost descoperit și redescoperit, pentru că biserica, datorită frecventelor cutremure din Vrancea, s-a năruit și a fost necesar să fie construită o alta, dar acum avem o mănăstire minunată la Braz, în județul Vrancea, unde odihnesc moaștele Sfântului Teodosie de la Braz, mitropolitul Moldovei. Îmi aduc aminte cu duioșie de părintele stareț al mănăstirii Nicula de Odinioară, arhimandritul Serafim Măciucă. În 2003, când a fost canonizat, el era duhovnicul de la mănăstirea Braz, acum este mănăstire de Călugărițe.
iar el a fost cel care a desfăcut mormântul, a găsit moaștele Sfântului Teodosie, le-a așezat după cuviință, pregătindu-le pentru ceea ce numim noi canonizare. Dar el a fost cinstit încă de la început de credincioșii moldoveni, care neîncetat au înălțat rugăciuni la mormântul lui și adesea veneau și aprindeau lumânări. Aceasta a determinat în cele din urmă pe membrii Sfântului Sinod să ia aminte la evlavia poporului. Evlavia poporului este cel din tâi amănunt vrednic de luat în seamă în ceea ce privește canonizarea unui om sfânt, slăvit de Dumnezeu, care încă de pe pământ a reușit să ducă o viață sfântă, impresionând pe ceilalți. Vă gândiți că el putea să fugă din mănăstire când au venit tătarii. Putea să părăsească atât mănăstirea cât și pe călugării săi, să lase odoarele sfinte să fie profanate. Însă n-a făcut acest lucru, s-a lăsat ucis pentru Hristos și pentru biserica lui. Un alt amănunt, el se trage din neamul răzeșilor. Ați auzit de Vrâncioaia? El era unul dintre neamul răzeșilor, care avea foarte mare evlavie la Sfântul Ștefan. El, la rândul, a făcut ce făceau oamenii după ce el a devenit sfânt. Adică se ducea frecvent la mănăstirea Putna și aprindea câte o lumânare la mormântul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, care le-a dăruit răzeșilor proprietăți ca ei să propășească după ce au dus războaiele cu turcii. Oricum, ne gândim că este un sfânt din neamul nostru și că el mijlocește la tronul lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre, dar și pentru propășirea neamului și a țării noastre. Așa să fie. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.